Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă, ochiul roșu sau ochiul verde, dragii mei, sau verde sau roșu, la dorința dumneavoastră, dragii mei, să știți. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase și vreau să știu cine își sărbătorește ziua de naștere odată cu mine, dragii mei, pentru că și astăzi este ziua mea de naștere. Cine își sărbătorește ziua de naștere, vă felicit cu ziua de naștere, să fiți sănătoși, fericiți, iubiți și plini de noroc și sigur că și eu să fiu sănătoasă, norocoasă și să am de toate, dragii mei, să dea Domnul și voi care vă sărbătoriți, nu vă sărbătoriți ziua de naștere, să fiți sănătoși, voioși, norocoși, să aveți parte de tot norocul de pe fața pământului, dragii mei, să știți, pentru că eu vă doresc doar binele. Eu acum sunt la țară, dragii mei, și vă deschid aici de la țară pentru că am puțin de lucru aici la țară, de aia am venit. Să dea Domnul să fie totul bine, cum am zis, cine sărbătorește ziua de naștere odată cu mine, să fiți sănătoși și cei care nu vă sărbătoriți să fiți sănătoși, voioși, sănătoși și tot ce vă doriți voi, dragii mei, să dea Domnul să vă dea Dumnezeu să știți. Așa, scumpii mei, haideți să vedem ce ne spune destinul vostru pentru două zile sau 3 zile, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine. Dacă v-ați ales ceașca, haideți să deschidem și să vedem. Am să încep de la ochiul roșu, dragii mei, apoi am să-l deschid pe ochiul verde. Să dea Domnul să fie totul bine. Haideți să vedem ce ne zice ceștele noastre. Asta este prima ceașcă, dragii mei. Să vedem ce ne spune prima ceașcă. Dragii mei, aici să știți că prima ceașcă care ați ales vi se întoarce roata norocului. Asta ce înseamnă? Că pentru în trecut multă lume v-a ținut roata norocului, nu v-a dat voie ca să aveți noroc în dragoste, să nu aveți noroc în bani sau să nu aveți noroc în familie. Mai știu eu, să v-a închis norocul, dragii mei, să știți, și deja acea roată care a fost stată până acum deja s-a deschis și vi se deschide lumina în fața voastră, așa de parcă ești într-un tuneric și ieși la lumină, dragii mei, să știți că se întoarce roata norocului spre voi, pentru că aici la o ușă sunt bani și vă vin banii, pentru că de multe ori nu ați avut noroc la bani, dragii mei, v-au închis drumurile spre financiar, dragii mei, să știți, și de toată mereu nu ați avut, cum să zic, noroc la bani. Cum venea banii în mâinile voastre, cum se duceau, niciodată acei bani nu stăteau în mâinile tale și mereu mergeai cu buzunarele goale, sau cum venea salariul tău, imediat pleca din mâinile tale. Dar să știți că de acum încolo o să aveți noroc, pentru că aici este și o cămilă. V-am spus și vă mai spun că cămilă este noroc, dragii mei. Această cămilă este în picioare, deja vine spre voi și o să vă meargă foarte bine financiar în următoarele zile. Poate să vă vină o datorie, poate să vă vină așa bani în plus sau să vindeți ceva și să aveți noroc la bani. Să știți că următoarele zile financiar o să vă meargă foarte, foarte bine, să știți asta. Aici văd o cheie foarte mare, dragii mei. Uitați-vă ce cheie este aici, vedeți? Acea cheie. Această cheie este de la o ușă, dragii mei, să știți, uitați-vă. Asta este cheia vieții voastre. Asta ce înseamnă? Că deja se deschid toate drumurile. V-am zis că se deschid drumurile și această cheie vă deschide toate drumurile care sunt închise. Să știți, poate să fie spre dragoste, poate să fie spre bani, poate orice, nu importă, dar să știți că această cheie vă deschide tot norocul, orice în viața voastră. Fie dragoste, fie financiar, fie orice, să știți că se deschide totul în fața voastră. Uitați-vă ce cheie frumoasă a ieșit și asta este cheia vieții tale, fericirii tale, să știți, dragii mei. Cei care ați ales prima ceașcă, o să aveți un noroc nemaipomenit, să știți asta. Aici vreau să vă zic să fiți atenți la durerile de dinți, dragii mei, pentru că aici văd o măsea, să știți că o să aveți dureri de dinți. Fiți atenți și mai văd și o femeie însărcinată aici. Vreau să vă zic că această femeie, de parcă poate să fie nora voastră, poate să fie din altă parte, dar această femeie este aproape să înască, dragii mei, să știți, pentru că
este cu burtă la gură și aici mai este un bărbat care mereu îl supără, o supără pe această femeie și nu-i dă pace. De parcă s-a întors spatele, acest bărbat s-a întors cu spatele la această femeie și văd și inelele în mână acestui bărbat. De parcă dorește să se despartă de această femeie și dorește să o lase singură. Este din cauza unei femei, dragii mei, să știți, pentru că între ei se bagă o altă femeie, dar să știți că nu o să reușească să vă despartă, pentru că vă dorește foarte mult rău. Acest bărbat ține amândouă verighete în mână și dorește ca să se despartă de voi, dar să știți că până la urmă o să-și înțeleagă greșeala și nu o să se despartă de voi, dragii mei, să știți. El acum de parcă este cu ochii închiși și nu vede nimica și vouă asta vă pare rău pentru că sunteți însărcinate sau aveți copii și asta, dar să știți că este din cauza unei persoane care se bagă în relația voastră, dragii mei, să știți. Aici văd un semn de întrebare. Să știți că în capul vostru aveți foarte multe semne de întrebări și asta este, toate aceste întrebări, parcă doriți să plecați undeva și mereu vă gândiți, dacă am să plec, cum o să fie, când, cum o să ajung, ce o să fac, oare o să-mi ajungă bani, oare am să fac așa? Și pentru că aici stați așa într-un picior și foarte multe semne de întrebări aveți în capul vostru, dragii mei, dar vreau să vă zic, acum aveți așa niște, cum să zic, gândiri așa întunecate, dar să știți, dacă doriți să faceți ceva, imediat treceți la treabă, că dacă o să vă grăbiți, o să faceți toate lucrurile, o să se reușească să vă faceți, mai știu eu, poate că aveți de făcut acte, mai știu poate să plecați la un drum, atunci vreau să vă zic să treceți mai repede la treabă, că o să reușiți să faceți totul. Dacă o să stai locului și mereu o să te gândești ce să fac, cum să fac, atunci tot așa va sta. Lucrul lăsat de azi pe mâine, așa va rămâne, dragii mei, să știți. În afară de asta, să știți că drumurile voastre sunt deschise, fie financiar, fie spre dragoste, să știți că în următoarele zile, multe zodii vor avea noroc în dragoste, vor face cunoștință cu persoane noi și o să-și găsească multe persoane care zic că nu mai deschid inima pentru dragoste, să știți că o să deschideți din nou inima pentru dragoste, dragii mei, să știți asta. Stați fără grijă pentru că cei care ziceți că am închis deja porțile dragostei, stați liniștiți că o să deschideți din nou lăcățile și din nou porțile dragostei, că o să iasă așa o minune de bărbat sau o minune de femeie în fața voastră, că o să uitați de tot trecutul și acea persoană o să vă aranjeze un viitor pe care tu l-ai visat mereu, dragii mei, să știți asta. Cum am zis, cu sănătatea aveți grijă doar de durere de dinți, dragii mei, dar această cheie este cheia vieții voastre, care vă conduce spre bine, fie financiar, fie dragoste, fie casă, fie masă. Tot ce ți-ai dorit, ce ți-ai pus în gând, să știți că deja se așterne în fața ta ca o câmpie cu flori, dragii mei, să știți asta. Să vedem și farfuria ce ne va spune. Să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem să curgă. Să știți că dorința voastră încă este în așteptare, dragii mei. Uitați-vă, aici în mijlocul casei, dragii mei, a ieșit iarăși un ochi. Și vedeți, aici sunt două persoane, dar aceste persoane de parcă le îndepărtează ceva. Aici este o femeie care vă îndepărtează unul de altul, dragii mei, v-am spus și în ceașcă. Este o persoană care se bagă în relația voastră și care vă transmite ochi răi și negativitate. De aia în casa voastră foarte multe certuri aveți și foarte multe așa, de parcă nu se termină nici de cum certurile între voi, dragii mei, să știți, pentru poate să fie soacră, poate să fie cumnată, poate să fie, dar este o persoană care se bagă în relația voastră, dragii mei, să știți. Uitați-vă, aici este o inimă. Această persoană, dacă nu ar fi, dragostea voastră va înflori, dar această persoană, cu părere de rău, se bagă în relația voastră și nu vă dă pace ca să fiți fericiți, scumpii mei, să știți. Așa, să deschidem și numărul 2, să dea Domnul să fie totul bine.
să curgă toate greutățile și toate răutățile din corpul vostru, din sângele vostru, să rămâneți curați și luminați. Am să pun cod de azi înainte, toți care îmi aude vocea de azi înainte în casa lor să intre bani, fericire, iubire, pace, liniște, noroc, tot ce vă doriți, dragii mei, să fiți cei mai fericiți oameni de pe fața pământului, să știți. Așa, uitați-vă, vedeți ce ciupiarcă este în fundul ceștei, dragii mei. Asta, dacă dorești să construiești o casă, dorești să te căsătorești, dorești să construiești un cuib, să-ți refaci căsătoria, să te muți în legătură cu o casă, pentru că să știți, ciupiarca înseamnă cuib, casă, masă, mutare, schimbare, construire. Să știți că această ciupiarcă îți arată, pentru că uitați-vă, așa stă albă și de parcă în mijloc este o pasăre. Îți dă de veste că dacă dorești să-ți construiești cuibul tău, să te căsătorești, să-ți faci cuibul tău, să te muți, să-ți iai casă, să vinzi casă, mai știu, asta nu de vânzare, dar mai mult ca să iai, să te muți, să construiești, să-ți refaci căsătoria, să știți că asta îți arată, stai liniștită că va fi totul, pentru că eu sunt aici. Uitați-vă, această ciupiarcă îți zice că va fi totul bine. Am văzut și uitați-vă aici, dragii mei, este un bărbat înalt și așa făcut. Asta ce înseamnă? Acest bărbat, uitați-vă, și aici sunt două inele. Asta ce înseamnă? Că dacă nu ai încă iubirea ta în viața voastră, v-am zis că multe zodii o să aibă fericire, dragoste, o să întâlnească iubirea, partenerul, partenera, să știți, uitați-vă, această femeie poate să fie și bărbat, va fi înaltă și slabă, să știți, va fi așa cu tenul deschis. Uitați-vă și aici a ieșit o cheie și două inele, dragii mei, se vede foarte bine. Și aici, uitați-vă, este și o inimă și bucuria, căsătoria voastră, dragii mei, să știți. Încă dacă aveți în viața voastră așa bărbat sau așa femeie, să știți că o să vă căsătoriți și o să aveți familie, o să fiți fericiți. Dacă nu ai partener, nu contează, persoanele care sunteți singure, poate să fii tu și în vârstă, nu importă. Dacă ești singură și încă nu ai partener, parteneră, să știți că o să vă bată dragoste la ușă, dragii mei. Și voi care ați închis porțile pentru dragoste, să știți că o să deschideți din nou porțile dragostei, pentru că aici, uitați-vă, și aici este încă un îngeraș cu aripile în spate, dragii mei. Este un înger și uite de parcă are o cheie fermecată în mâinile lui, dacă vedeți. Și acel bărbat cu două inele în mâinile lui și aici este acel bărbat. Să știți că îngerii o să vă ajute să vă aduceți, să vă găsiți fericirea, bucuria vieții voastre, dragii mei. Și o să vă pună pe deget și acel inel, o să vă căsătoriți sau o să vă logodiți sau între voi o să puneți așa o logodnă, ca va merge între voi așa o prietenie până vă veți cunoaște mai bine, apoi o să meargă spre căsătorie. Să știți că într-adevăr o să fie foarte bine, dragii mei. Cum am zis, dacă ai partener sau partener în viața ta, o să mergi pe drumul spre căsătorie. Dacă încă nu ai găsit persoană potrivită, să știți că o să iasă în calea ta așa pe neprins de veste și o să fii fericită, dragii mei, că o să aveți o relație, că va merge până la căsătorie, să știți asta. Aici văd o femeie bătrână, dragii mei. Poate că voi munciți undeva lângă această femeie sau, dar văd că mereu pe această femeie, este o femeie bătrână, mereu o duceți în spate. Mereu aveți grijă de ea, mereu aveți așa greutăți. Această femeie, să știți că stă la pat. Și voi mereu vă munciți să o ridicați din pat sau îi schimbați, cearșafurile, mai știu, dar aveți grijă de o femeie bătrână. Asta poate să fie unde tu muncești, poate să fie mama ta, poate să fie soacra ta. Dar să știți că de la această femeie luați foarte multe rugăciuni, dragii mei. Această femeie, voi aveți grijă de ea, să știți că este puțin rușine că voi nu poate să se ridice sau nu poate să-și facă ea singurile lucrurile ei sau nu poate să meargă ea singură la viciu. Să știți că această femeie mereu se roagă pentru voi, chiar dacă nu ți arată această femeie, să știți că îi luați foarte mult rugăciunile acestei femei. Și această femeie, să știți că rugăciunile ei o să vă ajungă la picioarele voastre, să știți, pentru că într-adevăr să te uiți la o persoană bolnavă este într-adevăr
foarte bine, dragii mei. Să știți că Dumnezeu, cine face acest lucru, îl ajută de 10 ori mai mult, să știți, dragii mei, pentru că această femeie văd că o să vă lasă ceva, cum să zic, poate să fie moștenire, poate să fie bani, poate să fie, dar să știți că această femeie când o să decedeze, o să vă lase prin rudele ei, o să vă lase o moștenire. Cum am zis, poate să fie moștenire, poate să fie bani, poate să fie altceva, dar de la această persoană o să primiți așa un cadou că nici voi nu o să vă așteptați la așa ceva. Poate să fie și o sumă mare de bani, dragii mei. Să știți că, cum am zis, această femeie se roagă foarte mult, această femeie o să vă lese ceva și așa o să vi se schimbe viața în bine, pentru că această femeie mereu o să ajungă rugăciunile ei lângă la picioarele voastre, dragii mei. Și mai văd încă o femeie aici, poate să fie mama voastră, poate să fie altcineva sau poate să fii și tu, mereu te rogi, dragii mei, să știți că vă rugați ca să vă găsiți de muncă sau să fiți fericiți sau să vă găsiți partenerul, parteneră, să știți că rugăciunile voastre deja o să vină în fața voastră și o să vă vi se împlinească, pentru că mereu vă văd cu mâinile așa că vă rugați. Și ziua și noaptea, oriunde vă duceți, mereu sunteți cu gândul la îngeri, mereu sunteți cu gândul la Dumnezeu, vă rugați, mulțumiți și să știți că toate rugăciunile vor fi la picioarele voastre, se va îndeplini totul ce îți dorești, pentru că aici este și un trifoi cu 4 petale, să știți că spre viitor, fie financiar, fie în dragoste, orice, ușile, drumurile sunt deschise, dragii mei, să știți. Nu zic că acum încă aveți blocaje la acele drumuri care doriți voi spre muncă, spre dragoste. De ce? Din cauza dușmanilor, din cauza ochilor răi. Dar să știți că nimic nu va sta în fața voastră și se va deschide totul, pentru că la dușmani nu o să le ajungă deja puterea ca să vă mai țină din scurt, dragii mei, să știți asta. Pentru că drumurile voastre sunt deschise, uitați-vă. Una, două, trei drumuri aveți și acel pod care voi veți trece, dragii mei, să știți. Și uitați-vă, aici este cifra 7. Să știți că 7 zile, pe data de 7, poate să fie 7 ore, o să vă întâlniți cu o fericire, cu o bucurie și cu o surpriză în fața voastră, dragii mei, să știți asta. Stați liniștiți că o să fie bine, o să dați deoparte dușmanii și o să vă construiți și casa voastră, o să vă construiți și cuibul vostru, o să fiți fericiți și o să aveți de toate, dragii mei. Este îndeajuns să ai încredere în tine, să gândești pozitiv, să alungi toate gândirile relele din capul tău, să alungi toate gândirile negative din viața ta și o să vezi cum se va schimba viața ta în bine, dragii mei, să știți. Este, cum am zis, îndeajuns să gândești pozitiv. Dacă gândești pozitiv, bine, va fi bine. Dacă vei gândi rău, va fi rău, dragii mei, să știți. Haideți să vedem și farfuria noastră ce ne va spune. Și la voi încă puțin dorințele sunt în așteptare, dragii mei. Și cum am zis, intră în casa voastră fericire, iubire și pace, pentru că deja, uitați-vă, sunteți trei persoane de mână. Asta tu și copiii voștri. Și uitați-vă, și aici este liniște și pace și aici este liniște și fericire, dragii mei, să știți. Și uitați-vă, și aici sunt bani în casa voastră. Cum am zis, o să vină fericire. Uitați-vă, și aici este litera V și litera O. Asta ce înseamnă? Poate să fii tu cu V și O nume sau prenume sau poate să fie copilul tău sau soțul tău. Să știți, uitați-vă, banii cum vin în casa voastră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 părți vin cu banii și uite, uitați-vă, soțul tău, voi și copilul vostru, dragii mei, cum sunteți fericiți, săltați de bucurie și fericire că în casa voastră se schimbă totul spre bine, dragii mei, să știți. Tot ce este negativ, tot ce este rău pleacă din casa ta și vine fericire, iubire și pace, să știți, dragii mei, cu ajutorul îngerilor și cu ajutorul lui Dumnezeu. Niciodată să nu vă pierdeți speranța de la Dumnezeu, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles. Cum am zis, eu mă stărui ca să vă explic ca voi să înțelegeți. Și mie îmi pare că explic foarte bine. Cum am zis, dragii mei, eu acum sunt la țară,
am să mă întorc acasă și vom continua din nou de acasă, dragii mei, să știți. Eu vă doresc o seară cât mai bună, o zi cât mai bună, oriunde vă aflați, dragii mei, să fiți sănătoși, voioși și iubiți și plini cu noroc, dragii mei. Și cum am zis, care vă sărbătoriți ziua de naștere, să fiți sănătoși, iubiți, fericiți și tot ce vă doriți. Și cei care sărbătoresc și cei care nu sărbătoresc, toți abonații mei, să fiți plini cu noroc, dragii mei, să vă văd, să vă aud doar zâmbind, să știți, și plini cu noroc, pentru că, cum am zis, iau multe mesaje că la multe persoane, de când m-au cunoscut, viața lor s-au schimbat spre bine, pentru că eu asta vreau doar, dragii mei, să vă schimbați în bine, să fiți voi bine, scumpii mei, să știți. Așa, eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!